Noi ajungem la destinație în câteva minute. Albert, ești gata de sărbătoare? Se ierne aici, cu ochelori. Stânga, cumva cu fața, dacă vreți ieșiți. Că eu asta nu-mi plac, mai vine o mașină. Ok, pune-mă aici. Parcăm mașina. Acolo deja este nunta, iată apropi ca să vedeți. Un pic am întârziat. Mamica, prima. Ieșim toți de mașină. Iată și Miriam, cât de frumoasă este, rochiță. Și ceai în păr. Și-a cumpărat așa un cerc. Superbă! Super. Dacă vă place cum este îmbrăcată Miriam, scriți în comentarii. Miriam, și să te vedem. Așa. Iată-l și pe Ierni. Și pe Albert. Albert, să te vedem. Ha! Priviți ceva de frumos. Dar eu sunt în roz. Nu m-am asortat deloc cu voi. Aici avem programul nunții, iar aici este masa noastră, la masa numărul 9. Iată, aici este apă. Vom avea acest timp în care vă puteți apropia. Alege o sticlă. Ierice? Aici avem foarte multe gusturi. Noi acum și încercăm. Luăm fructe. Luăm două fructe. Așa. Încercăm așa o tortină. Avem și așa dulciuri frumoase și gustoase. Alegem ceva dulce? Da. O ecleră vrei? Nu. Miriam, o ecleră. Deci Miriam și-a luat o porție bună. Nu mă vede nimeni. Iar eu aici am ceva dulciuri pentru toți. Deci nu este doar pentru mine, clar. Miriam, fă proba. Tu vei fi prima. Să gustăm. Iernes, doar una! Tu ce mănânci? Eu primul am gustat, macarons. Iernes, deja s-a murdărit tot. Cum dispoziția? Super! Albert se acomodează încă. Am găsit aici un teren de joacă. Miriam, mă stă perfect aici. Așa-i? Da. Ierne, urcă! Este! Mergem sau mai stăm? Iernuri. Mai stăm! Mai stăm! Să joacă aici cu Miriam! Hai Miriam, prinde-l! Iernă s-a murdărit, el pe toate le-a reușit. Așa e copil la nuntă. Și Albert! Deci la noi băieți au decis înainte de mâncare să facă muș! Hai Albert! Hai Albert! Acum Ierni vă arată ceva. Hopa! Este. Hai. Hai, Ierni. Hai, urcăm. Este. Dă-i drumul și prezentare. Hai să vă arate Albert un truc. Așa. Așa. Cine mai poate ca Albert, scrieți în comentarii. Poți. Este! Uitați, am mine! Hai, Albert! Ia! Ai grijă, Albert! Deci, noi nu am venit la nuntă, dar l-a făcut gimnastică. Ce sport! Ierni, hai, el tot vrea să vă uitați la el. Noi cu Miriam tot mergem și ne uităm ce mai este prin împrejurim. Aici este un liceu. Da, deci nunta este... Nunta este făcută pe teritoriul unui liceu. Eu îmi fac o cafea, un expreso. Dar Ierni iarăși la bomboane. Ce vrei? Eu mi-am făcut cafeluța. Eu am aici un tiramisu cu cafea din aur. Glumesc. Este vopsită. Să gustăm, să vedem gustul. Miriam se relaxează. Obosită puțin, dar merg tot bine. Cum
Cristina la nuntă să nu se murdărească. Și încă cu cafea. Probabil mi-am stricat rochia. Și avem noi aici o prăjitură. Deci copiii mănâncă burger. Mie nu-mi place asta. Aici e masă pentru copii. Vin și Miri. Iată-i. Noi suntem la masă. Îi gustați? Foarte. Ce ai tu ierni acolo? Slime! Mi-a tot un slime! Vierte corochea lui Miriam! Da, mi-a dat fără bani! Fără bani ți-a dat cadou, da? Aici noi căutăm ce să facem noi poze. Așa, căutăm. Cea mai tare nuntă. Da, e bine? Am visigri. Tu ce ai luat? Nuntă de băieri? Ierni, alegerea ta? Miriam, tu ți-ai ales? Nu. Trebuie să alegi. Fac ghidă și... Ierni, ce ai găsit tu? Iată, așa va face Ierni poze. Abi, ce cool ești, ce nas mișto ai. Ierni, ai văzut mireața? Îți place? Unde sunt florile? Aici? Albert s-a accidentat. Te doare? Probabil și-a fracturat un degețel. S-a jucat fotbal cu picioarele goale. Uitați-vă ce avem noi aici. Uitați-vă ce avem noi aici. S-au inflamat degetul. Și nu știm ce putem să-i facem. Ți-a trecut? La noi au venit sarmalele. I-am pus lui Albert un compres rece. El stă și se uită la diferite țări. Care e mai mare, da, mami? Care e mai bogată? Care are mai mulți oameni? Te doare piciorușul? Un pic. Bunialul râde. Iată, așa Albert se duce de la nuntă. Vedeți voi cum trebuie să plecați la nuntă. Profitați la maxim. Trebuie să punem un video cum vă intrați și cum aici. Uitați-vă la el. S-a accidentat un pic, dar o să treacă. Nu se poate încălța pentru căldoare. Este și obosit, arată ochișorii. Mami, tu chiar ești mami tare drăguț. Este noapte, noi deja mergem acasă. Vine tăticul Miriam și Andreana Cuș. Până acasă trebuie să facem o oră jumate. Așa că undeva la ora 1 vom fi pe loc.